În seara asta o să cânt cuțit la abdomen. N-am mai cântat așa ceva în viața mea. Dar cumva trezește așa o altă parte din mine. Mamă, dar ce zgâriat ești! Piesa asta are foarte multă tensiune sexuală și de vibe. Sentimentul ăla, când te îndrăgostești și prima dată vezi tipa, trezește ceva în tine așa. Mă gândesc la vremurile trecute, când eram în proces de cunoaștere cu iubita mea. Mi-e foarte dor de Sorina. M-a încurajat în legătură cu acest concurs, deoarece nu aveam încredere în mine, aveam niște gânduri de autosabotare. Și mi-a spus, du-te și profită de momentul pe care îl ai. Are încredere în vocea mea, îi place să-i cânt. Etapa trecută a fost etapa care mi-a dat curaj. M-am lăsat mai liber. Ăsta e același Gabriel Roșu. E altă chestie. Asta am zis și eu, ăsta nu e Gabriel Roșu, e altă chestie. M-a făcut să realizez mai bine că nu ar trebui să-mi fie frică să cânt. În seara asta o să urc pe scenă cu maximă energie și o să trăiesc momentul pe care l-am, pentru că ăsta este cel mai important. Ok. Cum sunteți? Uite-l, n-a avut timp să-și facă el gel, intrarea aia, știi, în care tăcea. Ia. Îmi place foarte mult să văd cum te agiți. Îmi plac ochii tăi, foarte cu minți. Îmi place să privesc la cum te agiți. E dezbrăcat? Cel mai mult îmi place să văd cum te ating. Ești cuțit la abdomen, un fel de fenomen, dezastru natural. Îmi dai și mie un cum, așa de rămas bun. Și dacă e să pleci, lasă și numărul. Îmi place ceva la tine. Îmi place pirsul tău, îmi place cum te porți. Aș vrea să mai dansăm încă două nopți. Îmi place tatuajul tău de sub tricou. Dar cel mai mult la noapte aș vrea să fiu al tău. Bine! Ești cuțit la abdomen, un fel de fenomen, dezastru natural. Îmi dai și mie un fum, așa de rămas bun. Și dacă e să plec, cuțit la abdomen, un fel de fenomen, dezastru natural. Cum? Ești cuțit la abdomen, un fel de fenomen, dezastru natural. Am distrat, a fost minunat. A fost o experiență, adică să ți se ofere posibilitatea să ai concertul tău. E un lucru. E un lucru și profiți de el, știi? Mamă, cum e ăsta, deci statul ăsta lui, așa e. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să-mi spună ce nu am făcut bine, ca să știu, să îmbunătățesc și cam atât. Da, a fost un pic sexos acum, mă, da, ce vorbe? Ai văzut mișcările alea și tot așa și... Se pare că a cântat total diferit față de audiție, da. Total diferit față de aia cu trupa. De grupuri, da. Tot timpul a cântat ceva diferit, știi? Piesa asta era de atitudine mai mult. Dar zi-mi și mie, ce ți-a venit este de zbraci? A fost un act de curaj. Da. Bă, super, mă! Super. Această ținută a venit și cu mișcările. Ah. Mișcările alea. Ceva, nu pot, nu știu, ceva. Da. Hai să spun ce mi-a plăcut. Da. Mi-a plăcut în toată evoluția ta de până acum în concurs că la fiecare moment ai venit cu oarecum cu un alt personaj, cu un alt gen de muzică
cu un alt gen de interpretare și ne-ai dezvăluit ușor, ușor din personalitatea ta muzical. Încă nu ne-ai arătat ce poți să faci cu vocea cu adevărat. Da, hai că zic eu ce ai făcut. Ne-ai încă păcălit. Nu. De mai multe ori ne-ai păcălit. Nu știu dacă ne păcălești și astăzi, dacă ne păcălești și azi, următoarea dată nu ne mai păcălești. Așa că fii atent ce faci. Bun, deci ai înțeles, vrem să vedem finalul. Uh-huh. Așa că pregătește-te pentru semifinală. Am primit cuțit la abdomen. În modul bun, m-a uns așa pe suflet.